În piața centrală din municipiu este agitație în fiecare zi, mai ales că gospodinele se gândesc că iarna se apropie și trebuie să cumpere legume pentru a le conserva. Pe lângă castraveți, ardei un plus cu varză, țelină sau morcov. Giurgiu Vencele nu uită să pună în borcane și gogoșar, pe care îi consumă pur și simplu sau îi folosesc de multe ori la pregătirea salatelor. În ceea ce privește prețurile, clientele se declară mulțumite. Un kilogram de gogoșar se vinde între 2 lei și 50 de bani pe kilogram și 3 lei. Ați început să cumpărați pentru iarnă gogoșar, conopidă? Deocamdată mă uit și sâmbătă vin la cumpărături, că nu pot singură. Prețurile cum vi se par? Da, mi se par pentru început conopida bine, că încă n-a ieșit. Așa, gogonelele sunt foarte bine la preț, restul, da, sunt bine. Față de anul trecut, veți cumpăra mai mult sau mai puțin? Nu cumpăr mai mult, cumpăr aceeași cantitate pentru că așa am vasele în care îmi pun murăturile pentru iarnă și toate astea. Legume pentru iarnă am pus și am avut în grădină și de acum încolo să încep să pun din după piață, să iau conopidă, să iau gogoșari. Prețurile cum vi se? Potrivit, acceptabile. Cantitățile zi le cam scumpesc. Cantitățile vor fi mai mari sau mai mici față de anul? 10 kg. Tot cât am pus anul trecut, că suntem doinși. Nici cu prețurile destul de mici, vânzarea nu merge foarte bine, se plâng unii comercianți. În același timp, alți vânzători se consolează cu gândul că giurgiuvenii vor cumpăra până la urmă legume pentru a nu avea cămara săracă la iarnă. Au început giurgiuvenii să cumpere gogoșar, conopidă pentru iarnă? Greu, greu. Nu sunt bani. De unde veniți? De la Vede. Marfă de la dumneavoastră din proprietate? Din grădină, da. Există posibilitatea să mai scădeți la preț? Dacă vedeți totuși că nu aveți vânzare? Dacă mai scădem la preț, ne scoatem banii pe cheltuiel. Au început giurgiuvenii să cumpere gogoșari? Da. Da, a început. Spuneți-mi, sunt gogoșari românești? Sunt românești. Prețul unui kilogram de gogoșar este acum pe jumătatea celui de anul trecut. În aceste condiții, gospodinele vor avea mai multe murături de pus pe masă în sezonul rece.